Directorul Institutului European pentru Studii Politice, Viorel Cibotaru, ministru al apărării în 2015 în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim că ați dat curs invitației noastre să vorbim acum când tocmai se pare că sunt tensionate relațiile dintre Rusia și Occident pe fondalul poate unor tensiuni dintre Kiev și Kremlin. O să vorbim și despre securitatea în regiune, o să vorbim și despre cum încearcă Republica Moldova și cât de puternică este ca să-și apere securitatea de una singură. Să pornim de la ceea ce se întâmplă în regiune. Ce înțelegeți dumneavoastră prin concentrarea militară sporită a Federației Rusie la cotarul cu e, Ucraina, Crimea fiind anexată din 2014, dar să zice că acum se observă cea mai mare concentrare de forță armată rusească la cotarul ruso-ucrainean. Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, tema este una Parte actuală, inclusiv și pentru Republica Moldova, pentru că vedem de la declanșarea ostilităților în estul Ucrainei din 2014, când a fost anexată, de la început a fost anexată Peninsula Crimea, iar apoi s-au declanșat acțiuni militare în regiunile Luhansk și Donetsk și care s-au soldat cu un conflict înghețat cu teritoriul substanțial, dacă ne referim la Crimea, ca pierderi pentru Ucraina, niciodată situația în relațiile dintre Ucraina și Federația Rusă nu s-au detenționat. Este adevărat că acum noi asistăm la o acțiune majoră, Uh, uh, legată de faptul că Federația Rusă nu doar uh, efectuează anumite deplasări și manevre militare, dar și încearcă de a introduce în raioanele de est subunități și grupuri militare, chiar dacă neagă acest fapt, uh, sunt demonstrate de acum și probe că ar fi făcut aceasta, dar și se observă și o avansare și uh, anumite acțiuni diplomatice la nivel global. Uh, mă refer aici la discuțiile în formatul uh, din Normandie, discuțiile cu uh, Cancelarul uh, uh, Federal uh, al Germaniei Merkel și cu președintele Macron a Domnului Putin, recent și cu președintele american Biden, în care Federația Rusă își arată nemulțumirea vis-a-vis -vis de cum funcționează aceste mecanisme, mecanisme care ar urma să reglementeze relațiile dintre Federația Rusă și Ucraina și să ofere un anumit statut acestor... Teritorii autoproclamate, Republici autoproclamate, Luhansk și donesc, fără, desigur, că a permite orice discuții vis-a-vis -vis de soarta Crimeei, pe care Federația Rusă o consideră încheiată, legitimată și legiferată. Dar, în ceea ce ține de Crimeea, de exemplu, situația tot este destul de complexă pentru că Crimea depinde de furnizarea a unor resurse vitale pentru locuitorii acestei peninsule, sunt sub controlul Chivului. Și dacă Federația Rusă a reușit să rezolve problema de exemplu, transportului prin construcția acestui pod în strâmtoarea Chercii unească liniile electrice din Federația Rusă cu cele din Crimea, pe atunci furnizarea de apă rămâne iarăși la discreția Chievului și asta este o problemă foarte serioasă în relațiile dintre Federația Rusă sau dintre autoritățile din Crimea și Ucraina. Iată câteva motive esențiale ne mai vorbim de acum de sancțiunile legate de Navalny, nemai mai vorbim de o anumită retorică, ne mai vorbim de războiile comerciale pe de o parte Statele Unite-China, pe de altă parte Uniunea Europeană-Statele Unite-China. În acest triunghi ne mai vorbim de situația din regiuni sau subregiuni, ne mai vorbim de recentul agravarea situației în nagorno karabakh și întoarcerea pe cale militară de către Azerbaijan a o parte a teritoriului sale ocupate anterior de către Armenia, vedeți un buchet întreg de factori care consideră mai mulți diplomați oficiali din diferite țări ca fiind uh, drive acestui, uh, acestei noi faze de tensionare din relațiile dintre Ucraina și Federația Rusă, care mulți ar presupune că ar putea Fie uh, iniziate su incursioni militari. Ajungem și aici. Da, e, da. Situația totuși tensionată de la hotarul ucrainean-rus a fost discutată și la ședința NATO de ieri. Președintele american, Joe Biden, l-a sunat pe liderul de la Kremlin, Putin, și a propus o întâlnire într-o țară terță. Yes. E, credeți că în mintea lui Vladimir Putin este îmbunătățirea cooperării cu Occidentul sau totuși dezghețarea acestui conflict de la hotarul cu. Ucraina în alte scopuri? Eu cred că ar fi corect să spunem că președintele Putin urmărește în primul rând interesele Federației Ruse în general, așa cum le vede el și elita care se află la guvernare astăzi în Federația Rusă, cât și uh, uh, necesitatea de a-și consolida Uh, propria uh, putere ca președinte, acestea sunt uh, interesele prioritare a lui Putin și deci ar trebui să pornim orice analiză și orice încercare de a proiecta uh, orice tip de situație. Uh, da, Federația Rusă, ca și multe alte țări, se află în criza această globală sanitară. Uh, da, Federația Rusă, ca și alte state, a fost foarte serios afectată de criza economică la nivel global diminuarea volumului de afaceri economice a scăzut cu circa 20% și în această situație crește nemulțumirea atâta populație. Noi am văzut care au fost reacțiile la întoarcerea lui Navalny și arestarea lui Navalny în Federația Rusă. Apoi urmează alegerile din toamnă în Duma de Stat, alegeri extrem de serioase care îngrijorează Kremlinul, pentru că în regiuni crește nemulțumirea vis-a-vis -vis de politicile interne economice, vis-a-vis -vis de capacitatea Guvernului Mișustin de a satisface multiple cerințe a regiunilor. E suficient doar să aduc aminte de habaros. Și atunci în el habarul. o să facă pe cetățenii țării sale să uite de problemele acestea exact, dacă exact, își îmbunătățește exact, imaginea pe plan internațional? Exact, pentru că uh, instrumentul este lucrat uh, de mai multe ori. Și vreau aici să vă amintesc un uh, caz foarte recent, din 2008, atunci când uh, la summitul NATO de la București, uh, 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 Alianța Nord-Atlantică era grat, gata să răspundă la cerințele Ucrainei și Georgiei privind uh, aplicarea unei de aderare la NATO. Putin, uh, care a, a, a participat la acest summit, a făcut un, uh, uh, de fapt. Uh, a făcut niște declarații extrem de dure și a avertizat NATO că dacă NATO va invita Ucraina să facă parte și George din NATO, el va răspunde cu niște măsuri de restabilire în declarația atunci a lui Putin, care nu au fost publicate, dar care, care circulă cu, cu, siguranță ca, care Federația Rusă niciodată nu le-a negat. Din 2008 că, că până... că el va restabili adevărul istoric prin reîntoarcerea teritoriilor care ne nelegitim pentru că el a numit atunci Ucraina ca un stat artificial. Și deci, dacă vreți să, să acaparați Ucraina, atunci în cei ce ne, ne aparține nouă. Din 2008, exact de la acel summit NATO de la București și da. până astăzi -a au trecut început, Nu, atunci, pur și simplu, ani. El, a răspuns, el a răspuns prin războiul din Georgia, prin uh, faptul că din, uh, a fost, uh, nu știu, să încerc să spun diplomatic, când a fost uh, asimilat uh, Abhazia și când Abhazia a fost transformată de fapt într-o într Într-un stat al Federației Ruse și de atunci, vreau zic că uh, Rusia a început să mențină acest, uh, această poziție extrem de dură în privința inclusiv și a Ucrainei. Deci, noi ar trebui să facem legătură pentru că. Uh, indiferent de voința poporului ucrainean, care își dorește uh, să trăiască în pace, inclusiv și cu Federația Rusă, totodată uh, elitele ucrainene în ultimii ani, în, uh, și înainte de 2014, dar după 2014. În mod absolut special, nu văd alte opțiuni de securitate pentru țara lor decât îmbrățișarea acestei familii europene și euroatlantice. Dar și Ucraina și Georgia, care încă din 2008 da. solicită aderarea țării, acestor da. două țări la Alianța Nord-Atlantică, au regiuni secesioniste și aceste regiuni exact. separatiste sunt situate chiar la în perimetrul Mării Negre. Exact. Rusia exact. nu și... ascunde care. Interese nu? să domine situația în jurul Mării Negre. Exact. Mie, și acesta este prețul. Doar că diferența dintre situația din 2014 și cea pe care o vedem noi astăzi este că Federația Rusă de această dată nu vine cu niște mega proiecte ideologice, mega proiecte cum a fost Ruski Mir sau cum a fost Novorosia, care prin care dorea atunci să camufleze dorința sa de a domina teritorii, de a ocupa teritorii, de a le asimila aceste teritorii, de a le nexa aceste teritorii. Aceasta a fost esența operațiunilor militare și a conflictului din 2014-2015. Aceasta a fost inclusiv și finalitatea operațiunii din Georgia din 2008 și de data aceasta Propaganda a Federației Rusie multiple emisiuni, televizate, comentarii de către persoanele care sunt afiliate Kremlinului. Deci, noi nu vedem aceste nuanțe ideologice. Este un alt tip de narrative care nu exclud. Uh, inițierea unei operațiuni militare, dar cu alte scopuri decât a ocupa, de exemplu, teritoriul. Unul din aceste scopuri ar fi o lovitură serioasă în capabilitatea Ucrainei de a se moderniza forțele sale armate, de a descuraja țările NATO uh, și Uniunii Europene de a ajuta Ucrainei în modernizarea și diversificarea forțelor sale. Deci acesta este un scop foarte serios, care nu poate fi neglijat și de, de aici provine și îngrijorarea aceasta a <coughs> liderilor Alianței Nord-Atlantice. Ați văzut în declarația lui Stoltenberg, în declarațiile uh, secretarului uh, departamentul de stat american. De stat american, vreau să zic, inclusiv și a ministrului ucrainean Culeba de la Bruxelles. Toate aceste lucruri vorbesc despre. Deci, Statele Unite au spus că și, și NATO au spus că nu vor lăsa Ucraina de una singură exact, în fața de altă parte, confruntării cu Rusia exact, eventual. Exact, exact. Și eu cred că, totuși, înclin să. Cred, așa, unii, unor opinii sintetizate a diferitor experți în care am încredere, și care în ultimii ani au fost suficient de exacti în a prognoza situația din Ucraina, totuși noi asistăm la o situație de modificare, de repoziționare a Federației Ruse în formatele din negocieri în atragerea atenției și ridicarea la nivel global a unor probleme pe care Federația Rusă le consideră prioritare pentru sine și care nu sunt astăzi în, în lista priorităților a Occidentului. Deci dorește o reangajare într-un într dialog, dar și concurență, ea niciodată nu dispare, la nivel global cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană și cu China, dar și cu țările arabe, dacă ne gândim la prețul la petrol, dacă ne gândim la... Uh, modificările în redistribuirea rețelelor de deci de livrare a resurselor pentru țările mari, deci toate aceste lupte Inclusiv și pe, în plan financiar, eu cred că uh, uh, noi tot asistăm la, la, la niște modificări uh, impuse inclusiv și de această situație pandemică și de criza economică legată de situația pandemică, în care lumea, uh, unele țări încearcă să supraviețuiască, altele țări își pun în avantaj capacitățile sale care le-au permis să depășească situația de criză și da, de ce nu? Noi vedem la o reașezare a relațiilor internaționale, în care Federația Rusă dorește să joace un rol important pentru ea. Dar ce se poate întâmpla dacă Federația Rusă acționează agresiv? Ce consecințe poate să aibă asemenea acțiuni ale Kremlinului? Desigur că, în primul rând, asta ar însemna... O catastrofă umanitară pentru cetățenii din Ucraina și din, chiar și din Federația Rusă. Dacă să ne gândim la acele pierderi de vieți umane la care poate să se producă, indiferent care sunt scopurile, noi putem să ne gândim inclusiv și la o schimbare a relațiilor în regiunea noastră, în care, de fapt, trăim și noi. Pentru adică că... în ce sens se schimbă În sens direct. Pentru că o parte din interesele Republicii Moldova constau, în, de exemplu, în comerțul cu Belarus și cu Federația Rusă, dar și cu Ucraina. Eu, vedeți, nici nu mă ating încă de problema reoanelor de ieșire din Republica Moldova, pentru că aici este o problemă extrem de serioasă. În primul rând, prezența acestor trupe a Federației Ruse. Care în ultimii ani, din 2014, încoace uh, au fost în permanent într-un uh, uh, redimensionare și reformare a statutului său, și astăzi ele sunt niște. Uh, s-au transformat din niște trupe care erau prezentate ca un fel de paznice la uh, depozitul din Colbasna, s-au transformat într-o într unități foarte combative, cu misiuni speciale, și prezintă un risc serios atât pentru Republica Moldova, cât și pentru raionele de sud din Ucraina, de regiunea Nu v-am dus la de, capăt gând da. ideea referitor la întrebarea care v-am pus-o eu. Eventual, dacă agresiv s-ar comporta Federația Rusă, cât de mult s-ar răsfrânge aceasta și asupra situației din Republica Moldova dar o să, cite, o să citez o declarație pe care o făcea liderul de la, de la Teraspul Krasnoselski, aflat la Moscova jurnaliștii l-au întrebat dacă regiunea ar fi capabilă să respingă un eventual atac armat din partea Chișinăului, din partea Republicii Moldova și răspunsul lui a fost că nu aveți nicio, să nu aveți nicio îndoială în acest sens transnistri este pașnică, dar are armată care este capabilă să-și apere țara. Ce înseamnă Transnistria are armată? Înseamnă, asta este parte a acelei campanii de război de descurajare a Ucrainei și a Republicii Moldova de merge pe parcursul ales. Este o declarație care hai să spunem așa nu corespunde nici logicii. Eu nu știu cum, cum actuala conducere a Ministerului Apărării, care s-a manifestat deschidere și prietenie vis-a-vis de Federația Rusă, să inițieze vreo operațiune militară împotriva colegiilor săi din Transnistria. Deci este un nonsens și se bat în același picior, cum s-ar spune. Dar, dar, cât, dar cât, cât armată și cât armament este acolo? Eu cred că, eu cred că este suficient pentru a, a menține această ideologie de cetate asediată. Ei au nevoie, din când în când, de a reanimare a diferitor amenințări inexistente, fie din partea României, fie din partea NATO, fie din partea Statelor Unite, fie din partea Chișinăului. Și chiar dacă Chișinău, în mod oficial, a adoptat prin doctrinile sale neaplicarea forței uh, pentru întoarcerea teritoriilor ocupate sau uh, pentru reîntregirea țării, uh, ei continuă să joace și rol și să continuă să uh, reitereze uh, aceste idei cu privire la amenințele din partea Republicii Moldova. Dar ce e lor astăzi? Bine, eu nu vreau să intru în detaliile, pați să-mi scapi ceva, vreau zic, dar iau au în dotare și tancuri, iau au în dotare câteva brigăzi de infanterie motorizată, ei drept că trebuie să admitem că o parte din substanțial din armament continuă să fie acel armament sovietic care s-au păstrat în depozitele foste armate a 14 -a, dar pregătirea lor este. Eu nu știu, în ultimii 5-6 ani nu am avut niciun fel de informații noi cu privire la suplinirea acestor armamente și nu cred că ar exista posibilități să o facă acest lucru, deși Federația Rusă intenționa de a. a, 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 a de a livra în Republica Moldova, uh, automobile militare, uh, deci elicoptere de luptă, uh, inclusiv uh, conform anumitor informații și uh, anumit armament. Uh, dar să nu uităm că în Transnistria au existat uh, cel puțin uh, după informațiile pe care le-am deținut până în 2015, ei aveau și capabilități pentru asamblare unor anumite arme ușoare, arme. Antitank, lansatoare de mine în Tiraspol. În Dar în tot ce se întâmplă din, în regiunea din transnistreană din nu e de capul celor care conduc această regiune. Uh, Ei au sprijinul, inclusiv încearcă, pe dimensiunea militară, din încearcă partea noastră. Acest, uh, acest joc dublu. Uh, uh, uneori, pozițiile transnistrenilor uh, vor să conducă spre ideea că ei sunt independenți de Federația Rusă, că ei își dreptul adoptă la viața propriile... propriile Într-o oarecare măsură, da. Eu nu aș exclude că... Bine, sunt diferite situații din care noi am văzut cu certitudine că au existat poziții diferite dintre liderii din Tiraspol și acei formali și cei informali, mă refer la conducerea șerifului, dacă doriți, în mai multe afaceri dubioase, în promovarea unor, anumite scheme care le-au adus anumite beneficii. Cât privește traseul general, nici, nimeni din conducătorii transnistrieni niciodată nu a deviat de această linie generală, dictată de a, 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 politica oficială a Federației Ruse. Deci, în sensul acesta, noi nu putem vorbi de o poziție independentă a, a autorităților a, a, transnistriene. Dar, în detalii, noi de fiecare dată am văzut multiple interese de este cum în limba rusă spune misticovă interes în care fie că e legat de anumit business, fie că e legat de anumite scheme și care ei nu ar fi dorit ca în Federația Rusă fie că să se cunoască, fie că să fie penalizați pentru aceasta. Domnule Cibotaru, dar da, rezolvarea conflictelor de la hotarul ucrainean-rus și hotarul ucrainean-moldav, ele sunt dependente sau nu neapărat? Uh, ele, sigur că ele creează niște precedente care, pe urmă, sunt, dacă ele sunt aceste precedente, aceste modele de soluționare a conflictului, dacă sunt acceptate ca unele de succes de forțele mari, atunci, vrei nu vrei, se aplică și în altul. alte cazuri. Deci, asta este lucru absolut evident. Noi am văzut și în alte situații. Noi am văzut și cazuri mai mult sau mai puțin de succes, și am văzut și cazuri în care nu prea au existat succes, dacă ne gândim la Cipru, dacă ne gândim la, la alte zone, la alte situații, cel puțin cu implicarea Uniunii Europene și Statelor Unite. Asta pentru noi este important. Dacă eventual da. se întâlnește președintele american cu președintele rus, pe agenda lor va fi. Ceea ce se întâmplă la hotarul Ucrainei cu Rusia, dar ceea ce se întâmplă în Republica Moldova cu regiunea transnistreală. Haideți să fim serioși. Deci, nici Ucraina, nici Republica Moldova nu sunt pe primele locuri în prioritățile relațiilor ruso-americane. Deci, sunt motivele pentru a aborda problemele într-adevăr serioase care sunt legate de, de, de probleme, hai să spunem așa, globale. Probleme economice globale. Bine, dar domnul Pro Biden îi propune e... la domnul Putin să se întâlnească ținând cont de ceea ce se uh, întâmplă în la hotarul Ucrainei cu Rusia, evoluțiile de acolo. Uh, considerați asta ca uh, un prelej, Ca un perceperea ca percepere exactă a semnalului pe care l-a transmis Putin uh, după venirea a unei noi administrație a lui Biden. Deci noua administrație americană va folosi cu, și începe să folosească o armă tradițională pentru democrați și este unul din principalele valori pe care le promovează sunt respectarea drepturilor omului, oriunde n-ar fi, promovarea unui, unor regime democratice. Exact ceea ce se întâmplă astăzi în Federația Rusă. Încălcarea absolut flagrantă a, a drepturilor omului este un regim autoritar, care își impune, inclusiv modele sale, altor state sau încearcă să folosească, inclusiv și în arena internațională, niște instrumente de promovare a propriilor interese, care, de fapt, sunt condamnate și la nivelul Organizației Națiunilor Unite și în relațiile bilaterale. Iată, aici este una din prioritățile, dar sigur că ambele țări trebuie să reseteze relațiile sale în domeniul, de exemplu, controlul asupra armelor nucleare, este o problemă absolut uh, Faptul că noi nu o percepem ca o amenințare imediată nu înseamnă că cei care țin uh, de, degetele pe butoanele astea de lansare a rachetelor nu conștientizează această responsabilitate. Mai departe, sunt megaproiectele ecologice sau de, de păstrarea ecologiei, în care, în care discuțiile la acest nivel sunt absolut iminente Uitați-vă problema Antarctide, de exemplu, sau uh, problema spațiului cosmic, în care Statele Unite și Federația Rusă, indiferent de gradul de relație, niciodată nu au pierdut această linie de cooperare, dar și de, uh, dar și de um, uh, Contrapunere, dacă ne gândim la noile tipuri de armamente, cele cosmice sau cele cu. Lăsați să, laser lăsa să și se înțeleagă parte. că puțin probabil situația din nu. Moldova să se regăsească pe agenda uh, nu, celor nu doi excu, lideri eu de nu la Rusia. Dar ea nu este prioritară. Ei nu sunt întâlnesc pentru a discuta conflictul transnistrean, nici conflictul din Donbass. Ei poate să atingă acest conflict, poate să se înțeleagă. Anumit, dar asta este ca și cum a, a, a un fel de bilet de intrare într-un club în care se discută cu totul alte probleme. A, mie îmi pare rău să spun lucrul acesta. Eu pare chiar cinic la, la, într-o anumită. Dar asta este realitatea. Dacă noi nu o acceptăm, înseamnă că nu înțelegem ce se întâmplă. Despre securitatea și umbrela sub care Republica Moldova și asigură securitatea să vorbim, dar mai întâi să văd dacă ați putea anticipa cu ce se va finaliza cazul răpirii acestui cetățean ucrainean ce Este un caz atât de ridicol, aș spune eu, pentru că în primul rând toată această operațiune care este foarte strană, foarte strană pentru autoritățile ucrainene, dacă ele ar fi implicate, în general Uh, am văzut foarte multe speculații, foarte multe uh, încercări de a folosi acest caz în scopuri politice imediate. Uh, pe mine imediat m-a pus în gardă această, uh, eu știu, uh, a exponenților Partidului Socialist de a învinui președintele Maia Sandu în, uh, în, uh, în ceva ce, ce ea nici nu poate controla. Aflându-se, de exemplu, acțiunile unor instituții care continuă să fie sub conducerea unor conducători care au fost înaintați și votați de către Partidul Socialist, în care sunt controlați de Partidul Socialist, dacă ne referim la aceste permanente ședințe de guvern, fie la sediul PSRM, fie la sediul Speakerului Parlamentului. Și lucrul acesta displace foarte mult. Pentru că, dar întrebări în general sunt foarte multe. De ce e atât Modul mister, în care în jurul a fost... acestui caz? Poftim? De ce e atât de mult mister? Uh, uh, mi eu am spus că e ridicol, pentru că nu există aproape niciun mister. Pentru că persoana acestui judecător este foarte bine cunoscută în Ucraina, pentru că tot ce poate el spune, sau tot despre ce el nu poate spune, se cunoaște și se discută în spațiul ucrainean, uh, pentru că uh, autoritățile ucrainene nu aveau nevoie, din punctul de vedere juridic, al procedurilor ucrainene, etc., să facă așa o operațiune. Totodată noi vedem toată operațiunea live, da? Încă uh, uh, ar, fi, o -o? ar, fi, Eu nu știu. Asta trebuie să demonstreze autoritățile. Deci, în care uh, mai apoi toată informația este, uh, uh, se descoperă că autoritățile noastre au cunoscut deci și poliția de frontieră, fără a respecta procedurile, fără a respecta protocoalele vreau zic, care se impun în aceste situații. Deci este o situație absolut bizară. Și vă spuneam, finalitatea a, acestui finalitatea caz. Finalitatea este să... una. Un deci, ca să nu, 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 nu. Exact. Deci una din ținte, una din ținte. Eu nu exclud că ar exista și un interes de ista, de boseci, vreau zic, că reglare niște conturi a unor oligari care nu mai sunt la putere nici în Ucraina, nici în Republica Moldova, dar care ar dori ceva să obțină niște dividende de astea obscure. Dar dacă este să vorbim de situația relațiilor între Republica Moldova și Ucraina și modul cum este prezentat în în, în medii de informare uh, pro-rusie în Ucraina și în Republica Moldova, lucrul acesta vorbește despre faptul a unei cunoașteri despre aceste operațiuni de către uh, serviciile Federației Ruse și folosirea bine chipzuită, bine etajată acestui caz în aceste relații. Da, una este să, uh, să aduc în spațiu public o nemulțumire din ambele părți vis-a-vis -vis de relațiile moldo-ucrainenii, de a trezi suspiciune în capacitatea instituțiilor din Ucraina și din Republica Moldova de a înfăptui actul justiției și a mai departe și -a mai departe. Deci pe fundalul evenimentelor din Donbass, pe fundalul acestor impas în discuțiile tripartite pe Donbass, din Minsk, din grupul din Minsk și din grupul din Normandie, Uh, toate aceste istorii cu Navalny și sancțiunile lui Navalnyi, uh, și, și uh, toate aceste uh, uh, elementele a războiului hibrid pe care Federația Rusă le duce atât împotriva Ucrainei și Republicii Moldova, cât și împotriva Occidentului, uh, foarte bine se înscrie inclusiv ca, ca, o piesă de discuții, de imagini uh, negativă, inclusiv și această operațiune. Principal în acest sens, cei ce aștept o finalitate, să văd care este soarta acestui om. Este el viu sau nu? în custodia, în custodia, în custodia cu el se află. Și atât, răspunsul la aceste două întrebări poate să arunce mai multă lumină la implicarea altor uh, actori în acest sens. Sper foarte mult Odată cu resetarea puterii Republicii Moldova, noi vom primi răspuns și la această întrebare, inclusiv și la întrebările de exemplu de ce a fost totuși cu acea presupusă uh, tentativă de asasinare a lui Plohădniuc ce a fost cu această cu implicarea transferului cetățenilor transferul lui Platon din Ucraina în Republica Moldova, care iarăși a fost considerat ilegal de către autoritățile ucrainene și care își așteaptă un răspuns de autoritățile din Republica Moldova. Indiferent de faptul ce a făcut Platon, mai departe, chiar dacă l-au adus pe Platon aici, noi am văzut că nu s-a finalizat niciun scop în care a fost declarat. Nici în laundromat, nici în furtul miliardului, nici în atacul în rider pe care, de care este acuzat acest personaj. Adică este o zonă de speculație, o zonă de uh, activitate subterană, uh, criminală și care își are o dezlegare doar în condițiile existenței unei procuraturi profesioniste a unor organe de urmărire penală care își cunosc datoria, a unor a, a, ofițeri de a, servicii de informații, patrioți și devotați țării și interesurilor, a unor militari care a, a, sunt loiali, cum spunea președintele a, doamna Sandu, țării, dar nu unor persoane politice. Republica Moldova și securitatea aia cine o asigură, cum și-o asigură, rămâne vulnerabilă, nu rămâne vulnerabilă. Se credea că acest statut de neutralitate ar putea să împace spiritele și chiar să-și consolideze securitatea statului Republica Moldova. Iată, la 30 de ani de independență, se justifică această neutralitate? Nu am ajuns la un status quo care nu în asigurarea securității naționale Republicii Moldova, care nu satisface pe nimeni nici pe cei care sunt împotriva documentelor actuale, nici pe cei care ar, au dorit să impună o, alte opțiuni de securitate Republicii Moldova. De ce, în general, este nevoie de o resetare? Dacă în domeniul securității există ca și în alte domenii, ca și în domeniul culturii, ca și în domeniul autoidentificării auto noastre, există compromisuri. Există compromisuri în care are loc și limba moldovenească și limba română și graiul moldovenesc a limbii românii, în care uh, există multiple Și cu multiple de tot așa? Și, și cu securitatea exact așa. Deci, securitatea uh, actuală a Republicii Moldova este un produs de uh, semicompromisuri, semi-adevăruri... Între cine? Uh, între, între diferite segmente a populației Republicii Moldova, între diferite elite, Elitele care au venit cu niște planuri bine gândite și bine promovate, până la urmă, nu au rezistat în promovarea lor și s-au lamentabil discreditat. Furtul miliardului, țineți minte toată istoria aceea. Ideile erau minunate, erau în consens cu trendurile globale, erau în consens cu așteptările oamenilor, ca până la urmă să fie discreditate. Dorința alte părți de a reface Uniunea Sovietică, de a face. De, de, de a deveni, nu pur și simplu pe plac, de a deveni un satelit al Federației Rusă, un prieten al Federației. Tot lamentabil au ieșuat. Deci noi, noi nu am ajuns și noi astăzi, de fapt, vorbim nu de o viziune compromisă, noi vorbim de o lipsă de viziune. Eu cred că societatea noastră, elitele, deci reprezentanții domeniului academic, de cercetare, au nevoie de o resetare a acestei noțiuni de securitate a Republicii Moldova, inclusiv și a opțiunilor. Și să o facem într-adevăr în interesul tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Dacă e vorba de compromisuri, compromisurile acestea să fie conștientizate, acceptate și responsabilizate. Eu astăzi, de exemplu, nu văd o nouă strategie a Securității Naționale, de care avem nevoie absolut, pentru că nu există, fără ca să nu incorporăm uh, noțiunea de reintegrare a statului. Uh, nu putem. Uh, deci, noi trebuie să răspundem la o întrebare exactă până unde merge reziliența noastră față de Federația Rusă și unde noi putem uh, conviețui cu uh, acea parte a societății noastre care se revede în acest spațiu. Și răspunsurile trebuie să fie clare, trebuie să fie uh, unde sunt uh, liniile roșii pe care nu se poate de trecut, pentru că uh, până la urmă uh, nu a mers nicio variantă. Nu a mers variantă de blocare a Transnistriei, nu a mers nicio variantă de a merge cu mâinile, brațele deschise pentru acest regim. Nu s-au schimbat multe lucruri acolo. Deci el cum a, -a rămas? El mai s-a cimentat. Fortificat, susținut? Ba nu! El este un regim foarte slab care își pierde cetățenii săi care are, este, acuzat, este acuzat știu, de, de, de toți, inclusiv și de instituțiile de apărare a drepturilor omului din Federația Rusă, este acuzat de încălcarea acestor drepturi ale omului. Deci nu este un, nu este un model de uh, statalitate care ar putea să satisfacă inclusiv și societatea din, uh, din raioanele de Iest. Deci noi avem nevoie de această soluție comună, fie de conviețuire, și avem nevoie inclusiv și de o viziune pentru finalitatea acestui proces. Dar, în primul rând, noi trebuie să avem nevoie de o coeziune a diferitor acestor opinii în Republica Moldova. Atunci când, când, de exemplu, ne vom așeza la masa de negocieri, fie privind statutul, fie relațiile de zi cu zi între autoritățile din Republica Moldova și autoritățile autoproclamate republici, noi trebuie să știm că este o poziție comună. Că nu avem în spate un ministru care a luat un cemadancic și uh, sparge toate aceste înțelegeri, și uh, uh, toate lucrurile se transformă într-un bluf. Uh, uh, și mai multe sunt lucruri. Inclusiv și Societatea Republicii Moldova trebuie să-și dorească reintegrarea. Trebuie să dorească. O alocare a unei părți mult mai mare din bugetul Republicii Moldova pentru asigurarea intereselor cetățenilor noștri din partea stângă nisului Astăzi avem doar 15 milioane de, de lei. Cu acești bani nu face reintegrare. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Cu plăcere. Mulțumesc!